Bună seara și bine m-a regăsit. Este o nouă ediție a Cultura, o nouă seară de sâmbătă, așa după cum v-am obișnuit la această oră. Sunt Dan Pârvu și sper să fiți în număr cât mai mare alături de noi. De data aceasta am alături de mine doi invitații, Ioana Marinescu și Ștefan Unguranu. O scurtă prezentare, Ioana Marinescu, istoric de artă și curator, Ștefan Ungureanu, artist vizual. Imediat vom începe să discutăm despre Expoziția pe care Ștefan Ungureanu o, o, semnează, Mapping, Narratives, Time and Space, uh, expoziție găzduită de către cărturești Carusel, așadar voi toți cei care sunteți iubitori de frumos artă, drumuri prin zăpadă, iată, uh, și multe alte senzații, uh, sunteți mai mult decât bineveniți. Uh, aș începe această discuție a voastră urându -vă, urându-vă bine ați venit. Bine v găsit. Așadar ne vedem aici în studio și aș începe totuși, mi-aduc aminte de o o cunoștință a mea care îmi spunea că urește luna februarie pentru că îi se pare că nu se întâmplă nimic, sărbătorile s-au dus, toată lumea așteaptă deja primăvara cu gândul înspre mărțișoare și alte lucruri. Și mie, iată că nu mi se pare că lucrurile stau chiar așa. A venit în sfârșit și zăpada pe care o pomeneam mai devreme și este uh, și eu aș spune un fel de avalanșă de evenimente. În, în, București în care s-ar putea să meargă bine mână în mână cu zăpada de acum câteva zile. Cred că lucrurile când se pun la rece s-ar putea să ne păstreze și pe noi altfel, poate mai proaspeți. Așa se, se spunea pe vremuri Ioana cu tine, iată, cu această a doua prezență a ta aici dialogul obține o dublă da, după cum se spunea înainte, data trecută cu Andrei Preda, acum iată cu Ștefan aici. Vom vorbi, deci, despre artă, iar, despre artă. artă și ceea ce sper să nu ne doară prea tare, dar, în general, să ne facă cumva plăcere, cred că, cu această introducere, nu știu cât de eroică, dar s-ar putea ora să le pară erotică de-a dreptul. Cred că ne putem apuca să, să vorbim despre mapping, narratives, time and space. Așadar, o expoziție cu un nume generos. Cred că mai mult de atât nu prea se poate spune mai mult. Așadar, de ce această expoziție. O să încep eu cu detaliile organizatorice și o să explic că expoziția a fost generată de lansarea acestui catalog care a apărut la sfârșitul anului trecut la Editura ca un proiect al Asociației Arhe, cofinanțat de AFCN și a fost lansat pe 15 ianuarie de Ziua Culturii Naționale cu sprijinul Ministerului Culturii. Deci, ca să răspund la întrebare, catalogul e cel care a generat expoziția. Toate trebuie să aibă un început, nu? Da. Am înțeles. V-ați dorit neapărat ca albumul să... Să-l pasăm a... între noi ca pe ca din... Împăratul muștelor, se pare. Da, Cine Merg. are catalogul vorbește la radio. Am înțeles, ok, preiaște feta fetatul, te rog, Ștefan. Te rog, ia-mă cu o întrebare, pentru da. că altfel o să încep să delirez în legătură cu tot efortul de, de a, a cheamă... ajunge acest obiect. De ce se cheamă de Mapping de... Narratives? Nu, nu, nu. Ceea ce vreau să vă întreb eu este dacă v-ați dorit să coincida apariția albumului cu ziua aceea celebră de 15 ianuarie sau a fost pur și simplu o întâmplare fericită. A fost o întâmplare fericită, dar uh, ne place să atragem atenția că arta contemporană este cultură. Chiar dacă este cea mai recentă, mai târziu se transformă în patrimoniu uh, și oamenii ori să-și amintească cu plăcere de uh, arta lui Ștefan Ungureanu și peste ani. Poate e și o congruență între ce înseamnă un limbaj vizual și limbajul scris și vorbit și în momentul în care celebrezi pe linia Eminescu, la noi pare că e bătut în cuie un sistem fix legat de scris și de poezie, de fapt încercăm să lărgim cercul accepțiunii culturii înspre unde suntem noi stăpâni în vizual. Am înțeles, am înțeles, ce deci, lucrurile sunt într-adevăr așa după cum spuneam, generoase, măcar în intenție. Măcar... măcar în intenție. Și uh, faptul că acest album a apărut uh, pe celebra dată de 15 ianuarie înseamnă că trebuie să fie acolo un aliniament în stele care ar trebui să ducă unde trebuie. Asta pentru că am văzut că pe tine te preocupă mult uh, spațiu, timpul și cred că astea erau niște teme care îl preocupau și pe cu uh, cel puțin... Uh, Așa ni se spunea nou la școală, pe vremuri. Trebuie să zici că sunt ubicue. Stăteam și mă gândeam în momentul în care am, am, vrut să construiesc catalogul ăsta, cât de ușor e să construiești categorii de doi, pentru că găsești două lucruri opuse, sau două obiecte care construiesc în întreg, și cât de greu e să faci liste de trei care fac întreguri. Apropo de mapping narrative time and space, uh -huh. asta fiind o falsă împărțire pentru că povestea fără un loc unde se întâmplă ceva și un timp în care chiar se desfășoare ceva nu există și la fel și spațiul dacă nu se desfășoară niște timp când îl percep și dacă nu e o poveste ce e el și tot așa și timpul, timpul trebuie să fie undeva și să aibă ceva legat de el cum e o poveste ca să existe, se desfășoare să-l putem recepta. Deci false, o falsă împărțire, dar ca priorități pentru cum am lucrat, ele există. Am vrut să se vadă mai mult timp într-o parte din lucrări. Dinspre timp vorbești despre tot, că nu se exclud doar pentru că tu izolezi o categorie și ai impresia că o să poți să faci imagini despre timp. Imaginea despre timp, dacă nu au o poveste și nu se întâmplă cumva, mai ales în artă vizuală, într-un spațiu, nu există. Am înțeles, dar am impresia că pentru tine aproape de timpul are o substanță, e cumva pipăibil. Mie așa mi s-a părut privind expoziția. Dacă vrei să aduci în percepție înspre vizual ceva, atunci trebuie să devină materialitate. Trebuie să devină să se ordoneze materia. Ca o să aibă formă sens. sau alta, indiferent cât de subtil ar fi ordonarea asta, nu? Mie mi se pare subtilă, mie mi se pare că sunt mici bâșbâiri și așa un vag început. Adică am o intuiție, timpul e coordonat a nouă povești, am mai făcut, de regulă se întâmplă într-un spațiu. Dar această idee cu, băi, ce se întâmplă cu timpul? E ceva mai nou pentru mine și se tot, tot iese la iveală ca miezul important în jurul căruia încerc să fac o lucrare. Și până acum pur și simplu nu găseam termenul. Nu mi se părea că e despre timp, Substanța înăuntru aia era. Dar de ce această problematizare tocmai în direcția asta? De ce timpul? Hai să zic cu timpul. S-a schimbat relația cu realitatea acum vreo șase ani, când a murit tatăl meu. Până atunci, să zic că relația cu timpul era într-o anticipare a viitorului. Perpetuum perpetua să fiu încă mic, din cauza că eram copilul cuiva. Și atunci el era autoritatea, el era spațiu, uh, 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 el era obiect. Și el, obiectul. Și el uh, ok, da, el era reperul. Dar în momentul. Uh, și îmi permiteam acea. o prelungire a copilăriei care e să te gândești decât la viitor și să te anticipezi. Mai bun, să anticipezi reușite, să anticipezi noi expoziții, noi lucrări. În momentul în care a murit, lucrurile au început, -au, au început să se schimbe. Era perpetu, eram atins de lucruri din spate. Nu mă mai uitam numai în față. Și am învățat încet, încet să coexist cu această chestie. Tot anticipând în față că îți fac optimist ca ființă. Asta bine, asta e bine. Dar punct, bine. punctat emoțional întotdeauna în spate. Pentru că acest odată cu terminarea existenței lui a trebuit să prea un fel de ștafetă simbolic, nu realmente. Și a trebuit să încep să țin Și... cont de cine a fost înaintea mea. Și... În, în, expoziția asta, de exemplu, sunt lucrări dintr-o... sunt re reexpunerea unor lucrări dintr-o expoziție de la Muzeul Hărții, unde am încercat să, închid simbolic un, un proiect de-a lui de geologie. Eu încerc să închid simbolic transformându-l în lucrări și transformându-l vizual, știi, aduc trăgându-l pe teritoriul meu. Adică competența mea în geologie e zero. Eu am o afecțiune pentru ea din cauza că am trăit în ea. Am o familiaritate copilărind undeva, dar n-am nicio competență acolo. Și atunci am tras undeva de partea vizuală a proiectului lui să generez informații ca să-i fac, să fac un cer complex, să-l integrez în mine, așa cum îl simt. Pentru că așa s-a întâmplat să, ca relația noastră să funcționeze. Dar bănuiesc că asta era și o reechilibrare a lucrurilor a, a ta personală vis-a-vis -vis de întreaga situație. Uh, și de mecanism, ok, da. Colaborând, știi, cu autoritatea paternală masculină, știi, cum să-i zic, să-l să numesc mai tehnic, colaborând cu el de-a lungul timpului și fiind foarte mult elevul lui perpetu, am ajuns, în momentul în care revenim la geologie, să schimbă, am ajuns să schimbăm rolurile, pentru că el de exemplu, nu știa să folosească calculatorul foarte bine. Și venea odată pe Dar te zi, să iubești trecea pe pietrele, mine? de exemplu? Vai, toată lumea face mișto de mine. Ce ai făcut? Ai făcut o nouă lucrare, Ștefan? Nu mi spune. E cu pietre. Cu moldorul ăla de pietre. Da. Da, asta, da. Mie mi se pare că e, e o dimensiune pe care, nu știu, nu oricine o accesează. Această legătură nu știu, mai mult decât piatra, mai multă materie decât uh, însă și în magazinarea asta acolo, în staticul ăla care întotdeauna ne impresionează, iar dacă e pusă piatră peste piatră, ajunge până la munte și de aici ne o dăm în filozofii uh, care mai de care mai uh, rafinate dacă nu mai aberante, uh, mie mi se pare că e o construcție și asta. E o structură foarte puternică, dar uh, sunt momente din copilărie care... Uh, uh, care vorbesc uh, vorbesc profund despre ce e geologia pentru mine. ok, uh, În fascinația lui pentru geologie, eu mă și uh, plimbându-ne pe teren, pe unde uh, se întâmpla să ne mai ducă și pe mine și pe sora mea, vă momentele în care ce am, uite aici a fost o vale uh, că trebuie să ne întoarcem la timp. Da, da. Ok, geologia în... Uh, mi se pare, pare un lucru mort, static, dar de fapt pare un lucru pe care ne putem baza. Ok, muntele e acolo și o să fie acolo pentru totdeauna și o să arate la fel. Dar nu e un faptul să... în timp, vrând nevrând geologia. Mi trebuie să-i acuzi temporalitatea ca să vezi de fapt ce e, să vezi la cum s-a ajuns în clipa asta pe care o trăiești tu acum. Tu... Lucrurile se pară că stau. Această scară, știi, noi avem scară cam cât e viața noastră și într-adevăr geolo geologic, uh, mediul nu se schimbă cât trăim noi, dar el a avut o viață și a avut o transformare și de fapt noi, noi suntem prea într-o clipă a lui ca să-l percepem ca dinamic. Ca aici bați, lucrurile statice, pe lucrurile statice te poți baza, dar ele de fapt sunt dinamice la o scară la care nu te interesează pe tine. Cum, cum spuneam în expoziție, dacă ele sunt procese sau rezultate? Corect. Dar în orice caz putem conștientiza faptul că proces sau rezultat, o transformare este prezentă în permanență. Că o percepem noi sau mai mult sau mai puțin, asta cred că este iar mai mult sau mai puțin important în funcție de cât de mult ne interesează acest lucru. Poți să spui problema cumva, dacă e vreo lucrare de artă interesantă care nu marchează o transformare, știi, dacă nu e un pic alchimic, ceva din ea dinăuntru ei. Până și uh, referința pe care ți-am făcut o în catalog. <laughs> Urmează. Două elemente împreună nu creează un al treilea care e profund transformator pentru celelalte două. Da, dar nu știu dacă duce neapărat la o banană ca să spunem lucrurilor pe nume. Și la o banană și la un scoci. Da, și la o banană și la un scoci. Înseamnă că vrând nevrând ne apropiem iar de ceea ce spuneai la început cu acea trinitate care din punctul tău de vedere este mai greu de întocmit. Măi, sunt Deși sigur, este fascinant. Categorii totdeauna. de 6 cu siguranță e mai greu decât trei, dar trei pare încă echilibrat și perceptibil, știi? E un pic peste doi. Da, da, dar e un pic bine peste doi. E un pic, pentru că 30% ăla feliază realitatea în, în, în cu totul alte feluri. De fapt, mi se pare că noi gândim foarte ușor în, în sisteme care se bifurcă, știm, bifurcating systems, în opuse bine, rău, alb, negru, dacă avem umbră, de fiecare, lumină dacă avem simt. de fiecare dată de făcut o alegere cel puțin binarul e prezent dacă, ei ave, dacă e cazul să alegem între 3 sau 4 deja ne simțim uh, uh, apăsați, anxioși și am dori iar să fie vorba doar despre albă sau neagră, dreapta, stânga sus, jos, înainte, înapoi și așa mai departe uh, deși apropo de geologie înapoi nu prea se poate decât uh, printr-o cercetare oarecare. mental mental se poate <laughs> Da. Spun, am înțeles, acesta a fost un, să zicem, un, un început al tău. Ai pornit de aici, de la relația cu tatăl tău. Și la un moment dat spuneai că, dincolo de relief, dincolo de aparențe, învățai să recunoști mai multe sub acest peisaj. Învățai despre lucruri care par că sunt fixe. Da ca o dinamică pe care tu nu o percepi. Să zis, nu aveam termen pentru timp, adică nu mă gândeam că timpul e o chestie, pur și simplu lucrurile așa sunt, ele acum sunt înghețate într-un timp inert, ăsta pe care îl trăim, dar că înainte s-au transformat straturile, s-au ridicat, s-au macinat, aici au fost peșteri, au fost canioane, au fost... Și o magie, știi, să arunci nostalgia asta peste un loc unde ești acum, să începi să-i decriptezi trecutul dinspre geologie pentru că asta a fost experiența mea. Oamenii o fac legat de istorie, de regulă, că de-aia mai uh, atașați de natură. Natura pare să n-aibă un timp al ei. E mereu prezentă și oricum și trecutul ăla e Are viu. Cel <tiința> puțin asta în România când erau anotimpuri. <gajar> e, încă mai sunt, uite. Zăpada asta demonstrează că cineva și-a adus aminte. Stai, stai, stai că încă este iarnă deci e dreptul meu să fiu mai alb. De când am fost până acum, ce zice natura sau cine zice. Dar ceea ce voiam să te întreb: apropo de nostalgie, unii se scaldă în sentimentul ăsta, se simt foarte bine. În momentul în care sunt nostalgici, cred că au făcut și un monument în viețile lor dedicate acestei stări, senzații, nu știu cum. Cum ar trebui să-i spun? Uh, cred că e una foarte specială, care uh, determină un anumit tip de acțiune sau un anumit tip de privire asupra lucrurilor, un anumit tip de înțelegere. Nostalgia e nostalgie față de ceva care nici măcar nu mai știi dacă e real sau nu. Dar. Uh, când Asta ai, cred că o face și mai atrăgătoare. Când, când ai un unelte să produci un aici și acum, că practic o lucrare de artă e aici și acum, tu în prezența ei interacționezi live cu ea ea atunci funcționează, după aia devine ea nostalgie, când, dacă te mai gândești acasă la ea, dacă tu ai genul de sensibilitate sau un care album. să funcționeze sau ok, în catalog să te uiți frumos la reprezentările ei, da. pentru că totuși unele dintre lucrări, nu ale mele, ale oricui au o scară pe care reprezentarea redusă și printată nu ți -o mai nu ți-o mai aduce la același sentiment și la aceeași senzație Uh, nu, având, știi, putând să pictezi sau putând să lucrezi, sau putând să, ok, dacă era muzică, funcționa altfel. Dar uh, ai ce să faci cu toate sentimentele astea. Dar regulă oamenii, pur și simplu, sunt obligați să treacă prin ele. Să le trăiască și să ei să, să recontureze cine sunt, indiferent de ce simt. Pentru că au niște roluri. În, na, soț prieten angajat, au, ai tot felul de rol de jucat. Fiind artist, uh, e permisiv până și social să stai în oricare stare din care restul oamenilor sunt obligați să iasă. Adică treaba ta că ești nostalgic. Fiind Nevoia artist. de tine e aici și acum să fii alt, unul din rolurile tale. Mm -hmm. fiind este un, un rol care îți permite să capitalizezi și sentimente pe care alții n-au. Ok, le-ai trăit, poate le scrii într-un jurnal, dar, știi, dacă le transforme în lucrări, devin prezent și devin viitor. Fiind artist prin roluri cu trei, eram cam așa... Îmi <laughs> bine, bine să spun uh, dar ăsta uh, cred că e un privilegiu să-ți poți asuma atâtea, atâtea personalități atâtea relații atâtea timpuri Mi se pare că e una dintre cele mai privilegiate posturi din lumea de azi Ok, vine cu minusurile ei cu nesiguranța viitorului, cu tot ce vine nu, vine orice lucru creativ știi? Da, bineînțeles, orice, lucru orice, lucru orice lucru. monedă are și reversul ei, nu există monede cu o singură față Asta, asta, este clar. Dar dacă măcar una dintre ele satisface la nebunie, încât cealaltă să nu mai aibă niciun fel de importanță și cum indicui, indiferent cum o pui, să-ți se câștigătoare, atunci e mi Se pare câștigătoare în sensul că dă substanță vieții și ai cum să mergi înainte într-un fel în care nu mai poate fi înlocuit cu altceva de la un moment dat încolo. Adică ajung destul de des în postura în care trebuie să le vorbesc cu oameni care anticipează să se facă artiști, de fapt anticipează să se facă studenți la arte, că nu știi exact și vorbim de toate nesiguranțele fără să poți să le prezint capitalul, știi? Pentru că ăla urmează să vină, se să autoconstruiește pe măsură ce e experiența asta. Da, pe măsură ce, ce, te implici în toată nesiguranța și incertitudinea asta. Și, și, o devii. Da, păi uite, vreau să te întreb. întreb. Uh... Păi dacă zici asta, înseamnă că lucrarea de artă nu e capitalul? Nu ăsta e rezultatul către care tinde un artist? E bună. Pentru artist poate nu. Pentru restul cu siguranță, pentru că în aia se materializează, obiectele aia rămân ca niște capsule de ceva. Știi? De viață aia, oricum. Și după aia se joacă, te joci altfel cu ele, știi? Adică când ai terminat tu cu lucrarea, nu mai e chinul tău din timpul lucrului, care să zicem că e cam experiența pe care o ai cu lucrarea. Ea clar se transformă. Dar în momentul în care încheie o lucrare, devii nostalgic pentru timpul în care... Uh pur și simplu o construiai pas cu pas? Măi, să știi că nu toată lumea lucrează la fel, eu sunt foarte vesel și entuziast când uh -huh. lucrez pentru majoritatea, sunt cum sunt uh, povestirile scriitorilor despre câta a tremurul și transpirația și nesiguranța perpetuă, știi, și o frustrare că nu iese obiectul. E, am, uh, există alea de sub, dar m peste ele mult mai puternic, e o, o bucurie că fac, uh, cum să zic, că sunt și fac acum activitatea cea mai Prolifică pentru mine posibil. E lucrul cel mai bun pe care pot să-l fac. Înțelegi? Deci, În orice. Când tragi linie, există mulțumire. Rezultatul este echivalent întotdeauna cu lucrul ăsta. Mai mult sau mai puțin, o, bineînțeles. Ok, o, o, o relație de nemulțumire perpetuă cu lucrările la final, că nu reprezintă Bine viziunea viziune ai avut, e, e bine să fie o frustrare ca să, care să le genereze pe următoarele, știi? Am înțeles, dar voiam să te întreb, Ioana, legat de, de expoziție. Ai detectat în spațiul ăsta expozițional vreo unde de nostalgie în lucrările astea? Vreau să întreb. A zis la un moment dat reexpusă. Și am simțit un iepure zărind printre salată. Bun, poate trebuia să dăm o scară și un pentru context a... pentru reexpunerea De multe ori artiști au sentimentul că această lucrare a fost văzută. A fost expusă? Nu mai putem să o expunem încă o dată? Toată lumea o știe? Și, și, și ce Mulți dacă? oameni um, n-au deloc sentimentul ăsta, pentru că ele nu arată la fel chiar dacă le-au văzut uh, într-o altă expoziție acum 5 ani. Dacă l-au văzut pe Facebook și nici nu fac conexiunile de fiecare dată. Și pentru că expoziția asta de fapt este un argument o vizual pentru Atât o esențializare o. pentru catalog. Ea ea există ca să susțină această lansare de catalog. Și la un moment dat presupun că parcurgerea perfectă a expoziției este cu catalogul în mână pentru că acolo sunt citate din el, pentru că scara contează și catalogul are doar reproduceri. Și trebuie să te plimbi totuși să vezi relațiile dintre lucrări. Una dintre relațiile construite aici, arătate în catalog, sunt create și pe pereți. Să deschid. Dacă deschid și nu... Cutia <sus> Pandorei. <laughs> Um, noi când am fost să vedem uh, expoziția um, ți-am arătat, spre exemplu, că um, sunt trecute paginile uh, unde găsești lucrările ca să te orientezi da, 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 mai da. bine Sunt și marcate subtil pe perete păi, Uite, cred că cel mai ușor ar fi să facem așa Nu? Da. Și ar fi un și început să, cadă. Mm, să sperăm că aceste două laturi de triunghi vor asigura un echilibru uh, pentru ceea ce... Pentru cei care sunt, uh, sunt interesați. Uh, unde se poate achiziționa catalogul? În cartorește. Deci chiar uh, la locul faptei, nu? La locul. În primul rând. Da. da. Și, și online. Și de preferat uh, din carusel, fără să iasă cineva cu el supra. <laughs> <laughs> Da. Uh, unor atașamentul față de un obiect poate să fie atât de devastator încât să nu poți să mai concepi viața în absența lui. Așa că totul e posibil într-un mediu de ăsta, după cum spuneai tu, magic, nu? Atâtea posibilități în același loc s-ar putea să producă o, așa, o stare de fervescență, Dar aș vrea să mă întorc de la spațiu, la spațiu și timp. Am impresia că treaba asta cu timpul, tu ai încercat să o faci foarte vizibilă. Sunt atâtea imagini care cumva sunt. Nu știu dacă descompuse, dacă este cel mai fericit cuvânt, dar e ca și când ne-am uitat cu încetinitorul, și în același timp se păstrează umbra fiecarei poziții anterioare, ceea ce dă o anumită stare în momentul în care te uiți la imaginea respectivă. Ea nu vine de nicăieri. Adică eu am văzut, sunt fotografii faimoase ale lui Jules Marei și ale. Muybridge. Muybridge, ale lui Muybridge, care sunt primele descompuneri fotografice de mișcare. Oamenii știu, probabil, fotografiile cu un cal alergând sau omul. Uh, și mi se părea că era ceva acolo în tehnica aia. Bine, eu am făcut desene, nu sunt dar uh, Era ceva să vezi uh, secvențe care poate să facă să evolueze în timp ceva într-o imagine, care pur și simplu făcea o scurtătură pe lângă problema să zic a picturii, că e o mare parte pictez și desenez, ce deci al mediilor tradiționale, de a arăta pur și simplu o, un timp înghețat, știi, un instantaneu. E, ca să poți să ieși din, a face poveste în într-un soi de instantaneu, am găsit scurtătura asta, deci poate să se întâmple în imagine, în o mie de poziții, o evoluție în timp, perceptibilă, știi, prin convenție și nu, nu numai eu spun că asta se întâmplă acolo, noi cu toții vedem. Și am început să mă joc cu fragmentele de uh, mersul ale gaturi, căderi, urcușuri, ca să încep să construiesc uh, un soi de altfel de povestioare. Înțeleg, uh, mă tot întreb de ce de ce această nevoie de a intra cumva în dacă aș putea să spun așa substanța timpului, de ce încerc să-l să-l dilați, de ce să, să dilatezi toată, toată treaba asta de ce vrei să nu știu, de ce de ce de vrei, ce vrei să... mai mult? că nu cred că vreau numai eu știi? <gri> Adică mi se pare că dacă am avut senzația asta, asta e o senzație pe care o mai au și alții. Speranța e că nu senzațiile tale sunt unice, ce poți să produce unic. Că dacă ale tale sunt unice devin și irrelevante pentru restul, pentru că nu sunt nicio soluție pentru ei și pentru o realitate pe care o doresc. Dar dacă au avut și o senzație la un moment dat, de exemplu, sigur ai simțit un timp care se comprimă atât când te-ai speriat. Nu știu, era să cazi de pe un scaun, de pe o stâncă de undeva și deodată, în cele două secunde ai perceput ca un minut întreg. Dacă e să mă gândesc, cred că am și uitat de timp și de spațiu de, de orice. Cred că am avut senzația aia de... Nu vis. Nu de, de vis, de, în de, 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 de cumva de, de concentrare totală a tuturor dimensiunilor într-un punct negru și amenințător așa. La volan? Nu, la volan. Păi mi se pare că ne-a adus aici încet, încet atonează același trend, dar el vrea să ne ducă pe noi să spunem ceva. Despre, despre, despre timpul tip. ăsta. Da, păi e prea prezent acolo și de multe ori asociat violenței, ceea ce mi se pare extrem, extrem de interesant. Mie mi se pare tare că tu ai zis violență și într-adevăr sunt indivizi de acolo în situație conflictuală. Gândește-te... Explicite. Dueluri. Da. Ele sunt dueluri, dar... Uh... Uh, registre de genul ăsta, în care ambii oameni au o săbiuță sau un pistol sau ce ceora avea, uh, ar cu șanse egale, pare ceva fer, și mai degrabă nu e violență, e competiție, știi? Că violența organizată e. Deja sistemul... trece în sport? E cam, să zicem că e pe sport, dar de fapt cei acolo sunt simple bifurcating systems, că de-aia am ajuns, da? E un sistem binar. Ai un individ contra un individ și unul o să câștige. E un fel de 1 și 0. Și mă gândeam la, uh, în, trecând prin uh, fascinația asta pentru conflicte productive, dueluri de genul ăsta, mă, duci, mă gândeam, zic, dar totuși noi nu prea avem, nu e un mit, un o structură de mit în spate. Adică, nu mare chestie cu duelurile astea. În schimb, am ajuns la, și în expoziție sunt două lucrări în anticiparea unei serii, probabil pe ideea finalurilor de Mioriță, pe care noi nu le avem în poem, dar m-am gândit că poate e de reconstruit acel final magic, în care zic, păi ăsta e mit, dar de ce e ăsta mit? A, pentru că sunt doi versus 1, nu e unul versus 1 unu, care e corect. Știi? Duel pare, șan pare șanse egale, nu avem ce poveste să facem. Nu e asimetrie. Dacă există o morală în, în violență. Nu știu dacă există o morală, dar cumva noi simțim că e o substanță legată de el. Adică ok, există de fapt un mit legat de duel, care e David și Goliat. Da? Din cauza că toate regulile par corecte, e un multe. individ versus unul, dar da. ăla e excesiv de mic și unul e excesiv de mare. Acum ca să încerc, nu știu, cum ai spune mai bine un fel de forare sau forțare cumva lucrurilor, mi, mi s-ar părea că tema asta a duelului, care pe tine văd de iar că te urmărește sub o formă sau alta, deși tu acorzi o dimensiune de sportivitate și să zicem de fair play cumva, pentru că tu îi pui în această situație de 1 la 1 și ți se pare că este Ok, cel mai bun să câștige cumva, cum se spunea pe vremuri, dar am impresia că uh, această problemă a timpului este prezentă și acolo, și pentru că ea se face simțită în mijlocul acțiunii, că acțiunii care vrând nevrând, până la urmă, este o. o treabă legată de violență. Fiecare încearcă să atingă corpul celuilalt. Cu, nu cu o floare, ci cu un obiect care ar trebui cel puțin în principiu să-i facă rău adversarului și mie mi s-ar părea că de fapt, dacă ar fi să deci repet, să forțez lucrurile și să încerc cu un soi de analiză, tu de fapt te lupți cu timpul. Acolo. Acum eu, eu, noi, tu. Poate lumea, dar tu o faci Ai, explicit. Să, să știi că uh... Duelurile asta au acomodat foarte bine situația asta, cu secvențe toate puse în același imagine. Pentru că sunt unele lucruri de la, de la care vezi o imagine și înțelegi tot ce se întâmplă, și sunt unele la care substanța e procedura, e cum se întâmplă ce se întâmplă. Și mi se pare că am, am o imagine cu trei lucruri puse în paralel, un fel de karate, bătăi fără, ok, doar indivizii cu mâinile lor, după aia ai uh, niște indivizi cu săbii și după aia ai niște indivizi cu pistoale. pistoalele și deci regimul, deși e perfect același lucru, sunt trei dueluri procedura e profund diferită. Cum arată și probabil ce devine și ce extragi de acolo e profund diferit. De unde paralela? Om, om doar el, om, om cu extensie a lui sabia și pistolul care cumva ă, sterilizează toată activitatea aia și tot tremurul ăla de bătut în sabie. de apărat. În, Într-un într pac, pac o distanță oarecare. E cel mai curat și e cel mai matematic către pistoale și către contemporanitate, că dacă vrei să o iei e cumva din dinspre trecut spre prezent, prezent. și o da. proiecție în viitor. Da. Dar asta e acolo și tocmai de aia m-am și chinuit să-i fac al negru, am pornit de la duelurile astea uh, din competiția unde toată lumea în costum și devine anonim individul. Să nu te pierzi în portretul, știi, mustăciosul versus blondul. Să nu intri în psihologic, să intri în povestea, să intri în povești prea personale, pentru că eu vreau să arăt procesul. Sunt multe tipi acolo. În care ai pus costum, sunt multe tipi. E anonim, dacă e vorba de între sexe. da, totuși, totuși, insist, duelul ăsta al tău are, vrea să pună în, în discuție și să arate că lucrurile se petrec în timp, iar cei doi care se împușcă au niște falii temporale. Se vede clar cum glonțul ăla are un anumit parcurs, poate fi analizat cred că din punct de vedere fizic extrem de bine tot ce se păi, întâmplă. Mi-a plăcut, deci am văzut noi, apro... noi în momentul în care vedem apă curgând, avem o senzație de timp. Nu știu de ce, cumva lucrurile care curg mi se par că seamănă cu timpul. Și aia, imaginea de care vorbești este o vizualizare folosită cu hă, 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 40 de ani, 50 de ani, se numește Schlieren Visualization, ca să vezi perturbări în aer de la mă rog, gloanțe, particule care se plimbă. Dar avea fluiditatea aia care seamănă și cu toate uh, imaginile științifice pe care le-am văzut legate de perturbări de flow-uri, legate de uh, uh, combustibile pentru rachete, că pentru asta erau da. cu toate studiile astea. Și au convergență, arată la fel, vizual, știi, perturbarea în aer cu perturbarea în apă, au aceleași reguli și îți dau în continuu, îți dau senzația asta de ecouri în timp. Aia da. e o dublare a lucrurilor care se întâmplă între indivizi. Vrei să depășești o anumită dimensiune, o anumită percepție, o, o stare de normalitate vis-a-vis -vis de timpul ăsta celebru? Nu știu dacă are o dimensiune al ăsta de spirituală, dar cu siguranță mi se pare că e o substanță acolo pe care poți... -o... Să zic cercetezi în vizual, în timp ce crezi, mi se pare că ori să devină uh, lucrările altfel de imagini dacă tot o să merg pe linia asta. Deci înseamnă să pui mai mulți timpi în același loc. Ioana, pentru tine treaba cu timpul cum e în expoziție. În expoziție, eu vreau să zic că s-a mai întâmplat. Uh ca artiștii să investigheze ideea asta. Fotografiile lui Muybridge investigau cum, cum arată în realitate calul în săritură. A existat o dezbatere. Dar numai de la ceasurile lui Dali, <gătă> că uite acum mi-a venit câtă lume nu s-a bătut, s-a luat de gât cu timpul sub o formă sau altă. Da, eu reveneam la ideea aia de uh, arta ca să clarifice un proces. Eu vreau să știu cum arată. Uh, da, au fost dezamăgiți că ei reprezentau căluțul în săritură într-un anumit fel și după aceea când au văzut secvențele de timp cu fiecare poziție au zis nu e așa eroic pe cât ne-am um, da. închipuit. Nu e pe cât de mai maestos trebuia să fie. A, deci vrem mai să și influențăm. Nu numai să scăpăm. Poți fotografic Sunt realitatea s-a schimbat. Da. Pentru faptele noastre. Nu? Suntem responsabili în fața timpului? Tot în fața noastră. Chiar. Avem, avem, am impresia că tot vorbind despre timp, am, am vrea să să-l materializăm și să-l personalizăm cumva. Să avem o discuție de-asta de unul de la unul, așa cum îți dorești tu. Vezi că e trei. Poate fac eu cu Ioana o mioriță. Găsim un arbitru. Păi, unul la unul și o discuție cu timpul te duce cumva într-un trei, oarecare. Posibil. Mă e despre o experiență anume să zicem că uh, în momentul în care am găsit ideea asta de timp, care uh, 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 forgetting system simplu, da? duel 1 versus 1, trebuie să fac un pas în spate după ce am zis eu miorița profund nedrept, de aia devine mit 2 versus 1, am făcut un pas în spate și este mă că se întâmplă lucruri și singur. De unde am acolo o imagine cu cam ce se poate întâmpla. Ok, poți să mergi drept, dar uh, poți să uci sau poți să cobori sau cazi. Eu am pus cădere că e un pic mai dramatic. Dar uh, am redus realitatea în niște proceduri simple care totuși sunt senzoriale. De-a lungul vieții tu ai senzația câteodată că, că pur și simplu urci, crești ceva, ascendența e în mare parte pozitivă și optimistă, și și căderea e cumva dramatică, e opus. Ca să o faci și mai dramatică, nu știu, prima mișcare despre care se vorbește la un mod foarte asumat este o cădere, nu? mai luciferică, mai de nu știu ce altă natură, pedeapsă sau alte trebuie lucruri. Dar e vorba de o cădere. Păi, e vorba de o cădere ca să cazi de undeva care e ideal. Păi? Ce vrei, să începi să urci? Păi dacă urcai atunci păi, devenea pănecrit acel cine, timp cine, inițial. Nu, nu, nu știu, cineva a vrut să urce mai mult și atunci s-a ales cu o cădere, așa așa spune povestea respectivă, nu i-a ajuns palierul pe care era, deși ar fi trebuit să-i separă ideal. La cine te-ai gândit? Tu și eu m-am găsit pur și simplu la oameni. <gură> Na, tu te-ai dus un eu pic mai la originea originilor. Dan da, da, ori da, da, are dar o inteligență lucii. Lucii. <gură> <gură> Lucioasă. <gură> o, o inteligență care, eu știu, uneori poate să te ducă departe, dar nu știm în, în ce direcție. În orice caz, spațiul și timpul am impresia că în viziunea ta cumva conspiră împotriva omului. Noi suntem pe un final care se pare că devine tot mai dramatic al acestei discuții. Mi, Mi se pare că trăim o fragilitate de care trebuie să nu uităm. Adică cu siguranță tot ce înseamnă grija asta legată de timp și grija de spațiu și de care relația cu pericol, non-pericol, știi? Uh, trebuie din când în când să le mai scoți și la suprafață sau mă rog, devin și o realitate vizuală. Dar vreau să zic, apropo de lucrurile în care se desfășoară în timp, că există niște imagini care, deși sunt statice, sunt valabile în fiecare secundă. Și mă gândeam la ceva ce nu există în expoziție, dar există în catalog. Situații de genul vanitas. Sunt naturile statice evumediu care conțin un craniu, mediu, un post mediu, scuze. Manierism. Doamne, ce bine e să fii corectat. Da. Așa. De către un profesor. De, perfect. Dar uh, da ne mediu erau uh, memento sau tot renaștere și ele sunt sincronizate, pentru că ce e în literatura memento mori e vanitas un uh, vizual. Pot să fac o echivalare de genul ăsta. Uh, Rămâi la renaștere. Bine, rămânem la renaștere. Ok. Uh, <laughs> renaștere uh, eh, numele. Sunt imagini care care zic, zic spun ceva clar și uh, concret care e valabil perpetu în timp. Și stăteam și mă gândeam că asta este și chestii foarte puternice, din cauza că nu are nevoie să se desfășoare ceva acolo. E chiar o natură statică. Totul pur și simplu stă. Dar ce se întâmplă în tine e dinamic și aia e validă în continuu pentru că noi am tot vorbit prea mult de lucrurile care se desfășoară, hai să vorbim și, să și se transformă, să vorbim și de constante. Există niște lucruri care sunt adevăr de când a apărut lumea și o să fie adevăr până când dispare. Care e asta? Aduți aminte că, știi, se termină timpul pentru oameni. Aduți aminte că o să mori acest lucru simplu. Nici nu avem nevoie de mediu dacă ne aducem aminte că în în momentul oricărui triumf, oricărui triumf în romantică, cel care îi ținea una de lauri generalului sărbătorit îi spunea lucrul ăsta în, ure, în ceafă, mai bine zis, îi sufla în ceafă, aduți aminte că ești muritor, nu care cumva să îi se urce, nu știu, succesul la cap și impresia că este cumva acolo în ideal și în infinit, cineva avea grijă un băiat mic și rău în spate, îi sufla în ceafă aceste, să nu această dimensiune umană. Deci nu cred că această punctare cronologică extrem, extrem de precisă are o relevanță, să spunem, extremă, extremă la rândul ei. Cred că ne urmărește sub o formă sau alta, mai sus sau mai jos, mai în față sau mai în spate, conștientizat mai mult sau mai puțin. E acolo umbra noastră. Și timp, spațiu, poveste ce mai este? Ah, cartare. Și cartarea, să nu uităm și, și de acest lucru acum pe finalul cel mai dramatic, dar repete că e mai vorba doar de un minut. Uh, Cartarea e un, un gen de relație cu realitatea. Noi, când, când am pus problema în legătură cu cartat, uh, uh, povești sau narativă, spațiu și timp, am pus problema uh, de a te uita la ele dintr-un unghi, totuși, de analiză. Cartarea e cuantificabilă, e matematică, e o, o e pragmatică. E, e un E pragmatică. Deci, nu am încercat pur și simplu să citez uh, povești, am încercat să. Uh, Extrag o informație de acolo, nu neapărat o senzație, de unde împărțirea și de unde un, un fel de regim cât se poate de structurat și logic în legătură și cu conținutul catalogului și și o, o relație cu lucrările tot de natură asta. Am înțeles, Ioana? Care au făcut parte dintr-o expoziție la Muzeul Național al hărților și cărții vechi. Am înțeles. Toate lucrurile fiind precizate, fiecare obiect având și locul cât mai clar mapat, cartat în acest spațiu generos în care timpul curge. Iată nou dialogul ni s-a apropiat de sfârșit. Aici trebuie să-i punem în capăt. Ioana Marinescu, Ștefan Ungureanu, vă mulțumesc, repet, mulțumesc. expoziția mulțumesc. Mapping Narratives, Time and Space, Carusel, Cărturești Carusel, vă așteaptă până, până pe data. Pe 15 februarie. 15 februarie? Încă o dată vă mulțumesc că rămâneți pe RFI.